Bun găsit tuturor, din nou împreună la Reghinul în direct. O nouă ediție la Darwin TV, pe sticlă, pe micul ecran cum ar veni și bineînțeles live 96,3 FM Radio Galaxia. Sunt Ghiță Zileru, invitatul meu de astăzi este domnul inginer Romeo Bărbuș. Discutăm despre o idee utopică și anume proiectul Venus. Dar până să ajungem la el, să începem cu începutul. Și anume, foarte multă lume este nemulțumită de viața pe care o duce. Asta știm cu toții. Motivele țin de propria persoană și, bineînțeles, motive din exterior. Multe. E o combinație. Dar cum ajungem să discutăm despre aceste lucruri prin prisma proiectului Venus? Romeo de aceea este aici. Așadar, Romeo, să începem. Bună seara tuturor și mă bucur că mă aflu din nou în studiourile Darwin TV. Și eu și telespectatorii și cei care ne ascultă Radio Galaxia, subiectele sunt extrem de interesante. Poate nu sunt pe gustul oricui, dar sunt extrem de interesante și merită atenție. Eu toată viața mea am fost un optimist. Am fost și criticat din cauza asta, dar important este că există și alți oameni ca mine, deci nu sunt singurul. Și unul dintre ei este Jacques Fresco, cel care a inițiat proiectul Venus în 1975, iar la 20 de ani după asta, în 1995, împreună cu Roxanne Meadows, în Florida, pe o suprafață de 8,7 hectare, au reușit sau încearcă, de fapt, să creeze un oraș al viitorului bazat pe resurse proprii și pe tehnologii noi și pe ideea de nou. Bun, avem și o imagine cu Jacques Fresco, da, exact. Haideți să și vadă cei care... Da, într-adevăr, pare un om simplu, poate puțin așa idealist, visător, să spunem, da? Bun, e ok, e super și, într-adevăr, am văzut acolo o frântură de ceva din acel oraș al viitorului, dar imaginea acelui oraș puțin mai târziu. Că va spune Romeo, o veți vedea și dumneavoastră, iar cei care ne ascultă să știe, vom descrie în așa fel încât să înțeleagă și ei. Deci... 20 de ani totuși, haide ca să o luăm așa. Da, exact, 20 de ani. Deci vă dați seama, ideile care a fost perioada aceea, dacă mai țineți minte, în 1970, 60 și 70, o perioadă beat, de fapt, când încercau majoritatea ideilor să fie, cum să zic, să se reînnoiască, adică să lumea să gândească un pic altfel, să fie deschisă către nou, către viitor, către lucruri, să fie avangardistă. Asta se trage și de la generația Power Flower de acolo. Exact. La noi mai puțin, mă rog, în niște limite extrem de închise, care încet s-au închis până, adică s-au apropiat până, s-au închis de tot, bun, exact. Și s-au redeschis după. Da, dar redeschiderea a fost destul de dură, zic eu. De ce? Pentru că acum avem libertate. Problema este că nu știm ce facem să facem cu ea. Ai dreptate. Da, subscriu. Da. Și eu încerc prin aceste emisiuni, de fapt, să promovez aceste idei, aceste concepte până la urmă, sau alternative, pot să le zic, la ceea ce există acum. Pentru că, așa cum ai spus și tu, foarte multă lume nu este mulțumită de viața pe care o duce acum. Și atunci încearcă să gândească la un viitor mai bun. Ce înseamnă viitor mai bun? Jacques Fresco, de exemplu, are o imagine, o alternativă, o idee, vis-a-vis de toată asta. Așa nume. Deci el vrea să gândească din temelii totul, începând cu un tip de oraș. Un oraș circular. Și dacă... Putem să arătăm și imaginea. Bun. Va apare și imaginea în câteva momente și vom încerca și să descriem pentru cei care ne ascultă această imagine. Bun, o aveți pe micul ecran, imaginea acestui oraș circular, da? Exact. Deci, să povestim în așa fel ca să înțeleagă și cei care ne ascultă. Da, deci, practic, ce gândește el? În centru se acumulează, să zicem, magazine și chiar industria, e o industrie nepoluantă, pentru că totul se bazează pe resurse, pe economie bazată pe resurse. Așa. Și în exterior imediat vin locuințele și după aceea sunt zone verzi. Verzi, pur și simplu. În circular există niște trenuri sau niște, să zicem, sisteme de transport, da, care practic fac legătura între ele. Da, legătura. Iar mai în spate un pic sunt parcuri. Dacă o să vedeți, da, sunt da, se și văd. Exact, sunt parcuri, sunt. Deci și toată lumea practic. Deci așa arată practic acest oraș, da, deci acele 8,7 hectare, da? Exact, deci acolo, da. Se pune bazele un astfel de oraș. Bine, el are mai multe idei vis-a-vis de viitor, el are și orașe plutitoare, el are multe, foarte multe, dar pe pământ, deci pe teren, cam asta ar fi ideea de orașe circulare. Pentru că aici, pentru că asta trebuie să înțelegem. Este, de ce trebuie să fie circular? Că și acum avem orașe și e ok. Da, dar dezvoltarea circulară este mult mai ușor de, cum să zic, și rezultatele ei sunt altele. Exact. Asta e. Bun. De administrat. Exact. Bun. Asta este. Și după aceea, colectarea, de exemplu, deșeurilor sau aprovizionarea sau distanțele sunt mult mai mici pe o zonă circulară între punctele pe care le ai. Este mult mai ușor. Și ai posibilitatea, de exemplu, ai un oraș circular, se vin mai mulți oameni, poți să mai faci încă un oraș lângă și faci legături între ele. Da. Deci, practic, e situată în Venus, Florida, da? În Venus, exact. Florida, da? Și de aceea a primit numele de Proiect Venus. Da. Bun, acum, cum să zic, ce eco are proiectul? Ei, cum să spun, nu toată lumea este de acord cu ideile lui Jack Fresco. De ce? În primul rând, consideră un proiect, am mai zis, un proiect utopic, un proiect care nu se poate realiza, cel puțin în condițiile de acum. Da. Și el totuși a avut puterea să continue acest proiect și cred că va demonstra lumii că acest proiect este viabil. Practic se evaluează din nou ideile de bază? Da. Deci, practic, hai să luăm. Exact. Deci, toată energia oamenilor poate fi canalizată către a crea sau către a distruge. Acum, e foarte bine să încercăm, pentru că, de fapt, până la urmă, fiecare om este răspunzător de ceea ce face și poți să-i canalizezi această energie către lucruri constructive, către activități constructive, care poate să facă parte, de exemplu, și din partea de creație. Adică, în ce sens? De exemplu, mă gândeam acum câteva zile, toți am pictat, da? Bun, în tinerețe. Acum, în perioada asta, care a mai pus mâna pe penel? Nimeni. Exact. S-ar putea ca din tot ceea ce există în interiorul nostru ca o refulare, să poată să apară la un moment dat niște lucruri extraordinare. Dar nu avem această... Deci, practic, mai este ceva, că viitorul prosper pentru toată lumea e privit utopic, da? Deci nu prea credem, adică la felul în care mergem astăzi. Exact, nu prea avem șanse ca toată lumea să practic prospere. Practic noi avem acum o viață, să zicem, a noastră, în sensul că mergem la servici, câștigăm niște bani, plătim taxe și e ok. Da. Bun. Și iarăși mergem. Și tot așa. Da. Și culmea că nu vezi un final la toată treaba asta. În schimb, eu zic că destinul omului este altul. Am mai vorbit despre asta. Exact. Deci, în primul rând, el are un potențial creator care nu și-l pune în valoare. E acest potențial creator pe care Jack Fresco, de fapt, pe asta se bazează el, în aceste orașe, în aceste, să zicem, laboratoare, că până la urmă vor fi niște laboratoare, oamenii vor crea foarte multe, în primul rând, pe ideile pe care le au, poate, cum am spus, utopice, dar pot să apară lucruri noi, modalități de gândire și de viață, practic. Exact. Asta este. Aha. Deci, de exemplu, eu vreau ca să fac altceva decât ceea ce fac acum. Da. Și atunci acum, clar, nu pot să fac lucrul respectiv. Da. În schimb, într-un astfel de oraș în care ți se asigură, să zicem, niște condiții de viață minime, da, poți acest potențial să-l pui în valoare. Să-l pui în valoare. Bun. Exact. Extrem de interesant, sper că v-am captat atenția, o scurtă pauză după care revenim, pentru că la urma urmei totul pornește de la noi. E, pare utopic, adică să nu fac acele lucruri pe care Romeo le spunea, trezit, servici, acasă, trezit, servici, plătit taxe și tot așa mai departe, da, există alternativă. Cum? Vom vedea în partea următoare. Așadar, pauză și revenim. Am revenit, Reghinul în direct, la Da Reghin TV, pe sticlă și, bineînțeles, live, 96,3 FM, Radio Galaxia. Sunt Ghiță Zileru, proiectul Venus, domnul inginer Romeo Bărbuș, și pentru a concluziona ceea ce am spus în prima parte, arătând imaginea lui Jacques Fresco și a orașului circular, e una din ideile extrem de interesante, într-o locație în Florida, Venus, aproximativ 8,7 hectare. V-am arătat și imaginea acelui oraș, care poate pentru unii nu înseamnă mare lucru, dar care, iată, Romeo încearcă să ne explice avantajele acestui tip de relații, practic, care se creează într-un oraș circular. Noi suntem conștienți de faptul că pentru a face trecerea de la cultura noastră actuală, care este politic incompetentă, mă rog, așa se spune, orientată spre un deficit învechit. Cunoaștem cu toții cam cum merg lucrurile în ziua de astăzi, ne cam vrăjesc politicienii la mod aproximativ și cei din G8 și nu numai cei care conduc lumea, bun, către această societate nouă mai umană. E nevoie de un salt uriaș în modul de gândire, cât și în cel de acțiune. Și în primul rând, noi suntem cantonați de foarte, foarte multă vreme într-un sistem monetar. Se spune în acest proiect Venus, acest sistem monetar este învechit. Romeo, de ce e învechit? Pentru că toate tipurile de societăți, de sisteme, de fapt, care s-au succedat de-a lungul istoriei, au perpetuat stratificarea socială, naționalismul și rasismul în primul rând. Și atât timp cât un sistem social folosește banii ca schimb economic, oamenii și națiunile vor încerca să-și mențină avantajele economice competitive, sau în cazul în care acestea nu pot face acest lucru prin mijloace comerciale, o vor face cu ajutorul intervenției militare. Și simțim în ziua de astăzi exact, că asta se întâmplă, dar în jurul nostru, foarte aproape de noi. Da, dar în momentul în care, să zicem, din nou spun, vor dispărea banii, dacă se poate spune așa, da, și o să se, această nouă societate se va baza pe resurse, atunci o să e altfel. Bine, sună un pic comunist, dacă mai ținem noi minte, că fiecăruia după nevoi. În momentul în care, de exemplu, ai posibilitatea să îți achiziționezi, sau cum să zic, să ai orice vrei, atunci poate nu o să mai ai nevoie să-ți mai cumperi nu știu câte mașini sau să achiziționezi nu știu câte terenuri. Bine, noi acum e clar că tindem pentru că nu avem, dar în momentul în care ai tot ceea ce-ți dorești, se vede pe cei care teoretic au și în societatea actuală ceea ce-și doresc, parcă nu mai vor, adică am oricum, deci sunt alte cerințe, parcă visează la altceva, nu știu, e puțin mai ciudat, mă rog, pentru noi, pentru că deocamdată socotim totul în bani. Și tot, de exemplu, ne uităm la televizor sau pe emisiune, la emisiune de știință, apar tot felul de gadgeturi, tot felul de lucruri pe care ne dorim să le avem. Și, de fapt, până la urmă, ceea ce interiorul nostru, în loc să creăm ceva, până la urmă, totul tindem către o dorință care s-ar putea să nu fie împlinită niciodată. Da, și mai este ceva apropo de gadgeturi și nu numai. Evoluția din ultimii 10 de ani, hai să luăm 10 de ani, chiar 10 ani, da, așa, 10 ani, da, tinde poveștile acelea SF, cum că mașinile sau mașinării, trebuie să dăm o denumire așa generică, vor lucra în locul nostru. Cam se întâmplă în ziua de astăzi, deci cu foarte multe lucruri. Adică ai ajuns să-ți comanzi televizorul cu voce, să răspunzi la telefon doar cu voce, tot felul de lucruri care, într-adevăr, omul automatizările, nu mai spun, da? Un simplu reportaj la o mare firmă care produce automobile sau tractoare, indiferent ce, mare majoritate, inclusiv sudurile, sunt automatizate. Ore întregi lucrează. Deci se programează. E ceva incredibil. Programează 8 ore de suduri cu 50-60 de capete care sudează la supercamioanele acelea de două trenuri duce în benă. Și ce e interesant aici că modelele noi foarte ușor pot să intre în producție. Deci diversificarea poate fi extraordinar de rapid făcut. Timpul de exemplu, de la o idee până la a pune în aplicare. Exact. Dar, din nou spun, uite, să zicem, am atâtea posturi de televiziune, da? Da. Nu știu dacă apuc să mă uit la unul dintre ele și în momentul în care încerc să mă uit totuși la ceva, nu găsesc ceva care să mă... dar să te satisfacă. Exact. Da. Deci, până la urmă, faptul că avem atât de multe lucruri, nu știu dacă este ok pentru noi ca să ne facă fericiți sau... Acum mai este ceva și cam se dovedește în primul rând. Deci ajungem la asta, la telefonie, pentru că e cel mai clar exemplu și îl simțim. Deci tehnologia aleargă înainte față de modelele noastre sociale. Exact. Deci efectiv din telefon a ajuns să fie un calculator multiperformant și să încercăm să facem lucruri pe care, cu cât compactăm, e mai greu de utilizat. Bun, dar avem calculator, avem laptop, avem tabletă. Și funcția de telefon pur și simplu, e așa una dintre ele. E de fapt telefon, dar e una dintre ele acolo. Adică da, poți și vorbi, sigur că da. Exact, acum accentul e pe calitatea imaginii, pe calitatea ce poți descărca, ce poți să faci cu el, te duci cu privirea, derulezi pagini, dar nu funcția de telefon efectiv. Ce? Sun? Răspuns? Da. Punct. Bun, e ok. Dar întrebarea este, chiar ai nevoie de asta? Nu, din foarte multe lucruri nu cred că te folosești tot timpul, doar că asta e marketingul, iar și una din metehnele noastre, da, care zicem că trebuie să funcționeze bine ca să existi, da, dar nu știu, nu ai nevoie, adică le ai oricum altundeva. Și aici vreau să atrag un pic atenția vis-a-vis de faptul că ceea ce există acum pe piață a existat în industria militară de cel puțin 10-20 de ani în urmă. Da, e clar. Și sunt foarte multe lucruri. Deci, până la urmă, noi avem nevoie acum de ceva, de ceva real, de ceva... Să ne reîntoarcem cumva la noțiunile de bază. Și exact. Da? Să ne regândim totul și după aceea să zici, domnule, de aici încolo pornesc cu alte idei. Las lucrurile astea la o parte. Cred că asta, ca un fel de resetare. Da, și de aceea e foarte greu de acceptat, da? Da. Asta e la fel ca și acea poveste, eu spun deja că e poveste cu resursele noastre care sunt, da? E țiței pentru atâția ani, e asta pentru atâția ani, e mai mult un fel de bau-bau apropo de ceea ce se întâmplă ziua de astăzi. Dar bun, haideți să mergem mai departe. Practic, noi deocamdată suntem depășiți din multe puncte de vedere. Exact. Bun, foarte multă lume trebuie să te adaptezi, dar nu e nevoie. Sunt incredibil de multe lucruri care de fapt nu e nevoie să le faci, au apărut, nu trebuie să le cunoști, dar nu ai nevoie să le cunoști. Nu mai spun de cele care nu-mi plac mie, superbele rețele de socializare, în care îți spui am mâncat, am făcut, dar e inutil. De ce trebuie să pui, am mutat pixul din stânga în dreapta? Tocmai la din ora, cauza faptului că oamenii de fapt s-au însingurat, s-au înstrăinat și în loc să discute între ei, discută de fapt cu mașinarie. Exact, pentru că în loc să ai... Altfel este când discuți cu un om față în față și eventual de aici pot să apară niște idei, să se creeze ceva, să se construiască ceva, și altfel e când ești în fața unui calculator și de fapt vorbești cu nici nu știi cu cine. Exact. Și pe lângă nenorocirile care se întâmplă din acest moment. Apropo de generațiile foarte tinere care sunt pur și există și campanii, chiar și noi derulăm una. Se întâmplă lucruri care nu ar trebui. Dar uite, ca să înțeleagă oamenii încă ceva, o chestie foarte interesantă, tot în acest proiect Venus, apropo de, deci Departamentul de Agricultură al americanilor, da, o luăm așa, da, plătește o sumă fermierilor americani pentru a nu produce la capacitate deplină. Vedeți? Deci, în momentul în care tu poți să produci ceva, și, nu știu, eu cred că pe viitor, cred că agricultura va fi foarte avantajată. De ce? Pentru că, să observați, uite, numai mai departe chinezii au nevoie de mâncare. Și nu întâmplător au venit aici, pentru că noi eram la un moment dat grânarul Europei. Da. Deci, în tot ce se producea în zona Bărăganului putea să acopere toate nevoile întregii Europe. Acum am ajuns să importăm grâu. Deci, asta e un pic supărător. Da, într-adevăr. Dar uite, pe lângă acesta, haide să spunem că există perioade și perioade. Pentru a nu scădea prețul am văzut tot felul de... se aruncă lapte, laptele, se aprind grânele, se fac tot felul de chestii, când miliarde de oameni suferă de foame. Asta iarăși, nu trebuie mers spre idei comune. Nu, lasă acel sistem, nu are, ci pur și simplu, dacă poți, și ție surplus. De ce să nu ajuți pe aproapele tău? Acum ai spune că suntem și creștini. Asta este economia bazată pe resurse. De fapt, asta era ideea. Deci, în momentul în care produci ceva și este un surplus, cum ai spus, ori poate fi prelucrat și păstrat, sau redirijezi. Sau poate fi dirijat. Și până la urmă, cred că și trocul este o metodă care e destul de bună. Adică tu îi dai unui om ceea ce ai în plus, el ce dă. Apropo, în Germania am citit acum de curând un articol în care o femeie are un magazin în care toată lumea duce niște obiecte pe care nu le mai folosește. De exemplu, eu am nevoie, să zicem, de o mașină de găurit și aș avea o alt tip de mașinărie. Mă duc acolo, îl las pe ăla, îi iau mașina de găurit, îmi fac treaba, îl duc mai departe. Deci, cu alte cuvinte, nu-i musai să-ți cumperi mașina de găurit ca să poți să o ai. Da. Deci acolo, și asta merge, funcționează. Sau, de exemplu, ai, să zicem, un copil, ai nevoie de o grămadă de lucruri, începând de la pat și una și alta. Te duci acolo, îl iei, îl folosești, îl păstrezi, deci ai grijă de el, după care îl duci din nou acolo. Da. Deci e o chestie care... E același lucru, da, practic. Dar uite, eu mai vreau să spun ceva, fiindcă e criză, da? Bun. Da. Inclusiv la noi, da? E clar. Foarte multe cazuri sunt pline magazinele de, în primul rând, calculatoare, tot felul de televizoare performante, din când în când există acele oferte în care se scade prețul. Întrebarea mea și probabil a multora e: bine, domnule, dar până la urmă cât a costat acel produs? Dacă tu poți să ajungi să-mi dai, nu numai la jumătate prețul sau la... Deci, au apărut altele. Bun, dar acestea înseamnă că sunt surplus. Adică, practic, tu continui să-l ții la vânzare când el probabil nu are bani să-și cumpere de mâncare. Exact. Și atunci, deși e criză, ai mașini super performante, nu mai spun de piața de second-uri din România, dar bun, că am impresia că dacă doar din piețele, din târgurile auto, dacă ai scoate mașinile, ar putea să aibă tot al doilea român mașină. Da? Bun. Și bine, da. Deci nu are sens. Deci de ce să faci așa ceva? Ai alte priorități. Nu sunt concentrați pe priorități. Se merge mai departe, produc, merg mai departe și încerc să iau banul. Deși omul nu are cu ce să cumpere. Da. Și încă o chestie după care luăm publicitate. Îmi amintesc la prima apariție, chiar în zona noastră, erau livezile vechi, vine cineva și ia livă. Cum? Dar pământul rămâne pe loc. Nu pleacă nicăieri acel pământ. Vine, are și acel lot de teren, va produce mai mult ca înainte. Dar câștigă. E și normal dacă vine cineva și investește un ban. Nu contează cine e. Da. Păi da, e străin. Dar bine, dar pământul nu pleacă. Rămâne aici. Da, și într-adevăr, și în proiectul Venus, unul dintre elemente, am spicuit puțin, pământul nu pleacă nicăieri. Exact. Bun. Ok. Încă o scurtă pauză și revenim. ultima parte a emisiunii Reghinul în direct aici la Darini TV, pe micul ecran și normal live 96,3 FM Radio Galaxia. Proiectul Venus, domnul inginer Romeo Bărbuș, și am ajuns, apropo de acest proiect utopic, considerat o idee utopică încă, da? Poate la un moment dat vom trăi după principiile acestuia și vom vedea că nu e chiar utopic, deci există niște etape în descrierea lui. Te rog, Romeo. Deci, Jacques Fresco, cel care a inițiat acest proiect, a gândit că implementarea unui astfel de proiect necesită 4 etape. În prima etapă este care există deja în curs, este achiziționarea terenului pentru realizarea primului oraș de tip circular. A doua etapă este producerea unui film de lung metraj în care să se prezinte toate viziunile pozitive a unei astfel de societăți pașnice bazate pe resurse. A fost acest film, de fapt... Deja a fost conceput, da? Da, a fost gândit deja și probabil că o să apară în curând. A treia etapă e vorba de implementarea unor schițe și propuneri. Exact. Da? Câteva din ele, așa odată, realizarea declarației cu privire la resursele lumii ca fiind moștenire comună a tuturor oamenilor. Deci, deja e foarte greu, da? Bun. Da, e foarte greu aici, da. Pentru că, de fapt... resursele sunt în mâna unei infime elite. Exact. Da. Apoi, depășirea granițelor artificiale, care în prezent, în mod arbitrar, separă oamenii. Deci, practic, acum, ca să pornești dintr-un loc într-altul, ai nevoie de o anumită, să zicem, practic, ai nevoie de acte, ai nevoie de tot felul exact, de... Exact. Da, e clar. E pe paliere societatea organizată și țările inclusiv. Nu te accept oricine, știm cu toții. Da. Da. Apoi, acordarea asistenței pentru stabilizarea populației lumii prin educație și control voluntar al nașterilor. Asta iar este extraordinar pentru că ați văzut acum... Da, și la noi, da, într-adevăr, demografic stăm foarte, foarte bine, doar că, înțelegem, da, mai departe. Da, apoi revendicarea și refacerea mediului natural fiind cea mai bună aptitudinea noastră. Asta este. Reproiectarea orașelor, a sistemelor de transport, exact pe sistemele orașelor circulare, da. Exact. Dezvoltarea și utilizarea surselor nepoluante de energie regenerabilă, și am vorbit un pic despre chestia asta. Fabricarea produselor cel mai înalt standard de calitate pentru beneficiul tuturor oamenilor. Deci și aici există mai multe etape de calitate. De exemplu, o ciocolată Milka România și o ciocolată Milka din... Da, în fine, noi facem reclamă, era doar o glumă, da? E așa, da, bun, e adevărat. Același produs în țara de origine și aici are un gust diferit. Da, exact. Bun, dacă e vorba. Și o băutură răcoritare e la fel o bere sau mă rog. Da, bun, așa. Încurajarea creativității de orice fel și stimularea eforturilor constructive. Deci, până la urmă, am mai spus, asta este menirea omului. Deci să creeze. Pentru asta am venit noi pe pământ. Nu ca să... Da. Am înțeles, asta. Da? Determinarea metodologiilor prin cercetare atentă, nu prin opinii aleatoare. Asta iar e interesant. Deci, cu alte cuvinte, dacă unul are o idee, aia o facem, dar în momentul în care gândim care este scopul pentru care trebuie aplicată acea idee, atunci s-ar putea ca o altă idee să fie mult mai bună. Deci nu neapărat ideea șefului, de exemplu. Dar astăzi e valabilă doar aceea. Da. Așa. Sporirea comunicării în școli, astfel încât limbajul nostru să fie relevant condițiilor lumii fizice. Trebuie să existe un limbaj comun. Asta este iar o problemă. De exemplu, multă lume, să zicem, nu știu o limbă străină. Da. Și asta este foarte dificil. De ce? Pentru că nu are acces la foarte multe informații. Da, din păcate, dar îi se restrânge foarte mult accesul la informații. Corect, da. Așa, și în cele din urmă, pregătirea oamenilor din punct de vedere intelectual și emoțional pentru schimbările și provocările care îi așteaptă. De ce? Pentru că am mai discutat în emisiunile dinainte că orice noutate are un impact extraordinar asupra omului și apare la un moment dat o rigiditate de zice, asta nu, eu nu pot să fac asta. Da. Și atunci sunt reticenți la nou. Chiar dacă noul, de fapt, este mai bine pentru ei. E mai bine pentru ei. Greu de acceptat, da. Foarte greu de acceptat. Da, am înțeles. Și după ce orașul, etapa a patra, după ce orașul experimental va fi construit, da, va fi vizitat acest oraș și se va face reclamă. Deci, practic, asta înseamnă ca și altă lume să poată merge la fața locului, să vadă avantajele. Exact, da? Că funcționează. Că funcționează și să încerci să dai. Bun, acum eu, Romeo, da, ești știu. Optimist. Eu, din păcate, sunt optimist. Adică, în momentul în care cineva are o rețetă de succes, naște invidie, naște cu totul și cu totul alte sentimente. Nu prea... cel care e pe același profil sau cel pe care îl deranjezi sau cel care potențial pierde din sistemul celălalt, exact, care banul exact. Discută în primul rând, acela va încerca să pună piedici practic, da. Da, și atunci într-adevăr aici va fi marea problemă, pentru că ori se face în masă, da, și probabil că deja s-a ajuns la o anumită saturație vis-a-vis de mișcarea, de exemplu, Occupy, dacă acum câteva luni de zile și probabil că și acum, dar poate nu avem informațiile necesare. Există foarte mulți oameni și asta este și rolul internetului de a mobiliza acei oameni care au aceleași idei și viziuni vis-a-vis de ceea ce se întâmplă acum și ceea ce doresc, de fapt, să se întâmple pe viitor. Pentru că, până la urmă, tinerii, și de fapt asta este speranța noastră, să înțeleagă că ei vor fi cei care vor schimba lumea. Viitor. Da. Uite, e o chestie foarte interesantă. O să vă redau eu puțin. Apropo de proiectul Venus, deci, pe scurt, va cuprinde case inteligente, acel oraș circular, da? Exact. De înaltă eficiență. Case inteligente, vedem la ceva noutăți din așa, gen SF, și am văzut case inteligente și chiar există în ziua de astăzi. Ei merg mai departe în producțiile cinematografice, dar suntem destul de aproape din multe puncte de vedere. Să nu credeți că au devenit realitate. Doar că, iarăși, cum vorbeam cu Romeo, încă nu sunt pregătiți oamenii costurile. Doar puțin, Romeo. În mod normal se pot acoperi acele costuri, dar încă nu au interesul de a lăsa pe piața largă, dar pentru toată lumea. Tocmai pentru că ajunge unde? Acolo unde ei nu prea vor să ajungem, de fapt. Exact. Da? Sisteme de transport nepoluante, tehnologie informatică avansată și o serie de inovații care pot adăuga valoare vieții tuturor. Practic îți ridică nivelul de trai al fiecăruia, da? Toate cu cererile acestea, dar degeaba le ai acolo și tu nu te poți atinge de ele. De ce? Pentru că, bine, domnule, dar asta e ca și... Revin la... Da, bun. Bine, dar nu are. De ce le ții? Nu țin. Dar nu le cumpără nimeni. Nu e nimic? Țin? Da? Sau, uite, vorbesc din cazul meu. Experiență, da. Adunăm foarte, foarte multe lucruri pe care nu le folosim, dar le adunăm. Da. Gândind că o să avem nevoie de ele. La un moment dat, deci, și uităm unde am pus și trece timpul, dar asta e invariabil. Se întâmplă la toată lumea. La toată lumea. Da, nu e vorba de bătrânețe, ci pur și simplu. Ai luat ceva că ai, copiii, vai, jucăria, vai, ce-mi place. Și îl vezi că o zi, două, sau ce știu, o oră, două, și a uitat de ea. Și nu se mai atinge. Există, da? Acumulează altceva. Bine, dar aceea dă-o altcuiva, nu-i alt copil care poate s-ar bucura de ea. Nu, o ține să o aibă, dar nu o folosește. Și încă ceva, nimeni nu poate prezice viitorul, practic, da? Bun, acum e clar, dar creșterea populației, schimbările tehnologice și condițiile de mediu sunt în continuă schimbare. Iar resursele sunt resurse. Iarăși revenim la cea mică pătură care are accesul la aceste resurse. Noi doar aflăm de ele, aflăm niște cifre și, din păcate, nu știm. Dar eu cred că dacă acele resurse ar fi, nu știu, publice, da? Am observat că sunt mult mai mari decât se spune și ne-ar ajuta mult mai mult. Acum există și acea chestie pe care eu n-am prea înțeles-o, dar să spunem, știi, era vorba chiar și la noi. avem gaz, dar importăm. Deci nu că trebuie să... N-am prea înțeles. Să avem rezervă pentru... Cazul pentru care... când? Pentru... Da. Dar nu să folosești acum, că undeva era de înțeles, nu, peste 50, dar trebuie să ai, că ce o să faci? Bine, domnule, dar 50-60 de ani, uite, în 10 ani ce s-a întâmplat? Poate nu va mai folosi. S-ar putea ca societatea să meargă în așa fel încât tu ai avut rezerva, tu te-ai ai luat ceva scump și ai aproape ai nenorocit omul la plată în perioada de iarnă și poate peste 50 de ani va rămâne acolo, nefolosit. De ce? Pentru că apar alte tehnologii. Vreau să amintesc aici un pic de imprimante 3D. Chiar acum am citit tot așa un articol că o marcă de mașini vor folosi imprimante 3D pentru a crea tot felul de piese. Până la urmă, se pare că tehnologia începe să semene un pic cu SF-ul, deci ceea ce am prezentat acum s-ar putea chiar să fie mai aproape de realitate decât credem noi. Da, bun. Și pentru că ne apropiem de finalul ediției de astăzi, o să rog pe Romeo, pentru că există multe propuneri, există multe idei, există oameni care se gândesc în viitor, da? Și care ar putea, deci pot să ia contact, nu, cu acest proiect Venus, da? Cum să nu? Intre... Deci poate să intre pe internet, pe Google și dă proiect Venus și acolo găsesc, există și proiect Venus România, da, unde sunt foarte multe articole, chiar și cărți despre aceste idei și este bine să, cum să spun, să-și dea părerea, seama, da, și să-și dea seama că de fapt nu sunt singurii care gândesc așa. Da, și practic există și o galerie foto acolo și se pot și vizualiza și să vedeți ce idei au cei care au aderat, un cuvânt așa mi-a venit acum, da, dar care pur și simplu au fost interesați de acest proiect și s-au implicat în el. Deci, totuși, o concluzie este că haide, nu e comunist, dar haide să fie pentru toată lumea. Da. Deci resursele sunt pentru toată lumea și de ce să trăiesc eu, tu, să trăim bine și altcineva lângă noi să moară de foame? E chiar fără sens, practic. Bun. Romeo, mulțumesc mult pentru prezența în emisiune, dumneavoastră pentru faptul că ne-ați urmărit. Nu uitați, proiectul Venus poate fi socotit utopic, dar nu. Este vorba de a trăi și pentru aproapele nostru. Sunt Ghiță Zileru, până la o nouă întâlnire aici, la Reghinul în direct. Numai bine!